premieră la Giurgiu. O trupă de cascadori din Germania a ajuns zilele acestea în orașul nostru pentru a oferi giurgiuvenilor un spectacol inedit și incendiar de-a dreptul. Care sunt surprizele pregătite în cele două zile de show? Aflăm chiar de la ei. Ne pregătim un spectacol pe care dumnealor poate îl pot viziona doar pe micile ecrane sau la cinema. Totul se execută aici live, sub ochiul spectatorului. Diverse cascade, treceri prin foc, salturi, răsturnări spectaculoase, se merge pe două roți în mare viteză, drifturi cu mașini și, în final, cele două monster truck-uri, mașinile gigant, care vor strivi pe celelalte mașini. După ce s-au întors din Slovenia și Ungaria, cei 7 membri ai trupei de cascadori Alexis din Germania au ajuns ieri și la Giurgiu. Grupul se află într-un turneu european care a inclus 8 țări. Spectatorilor li se pregătește un show plin de suspans, adrenalină și multă distracție. Giurgiuvenii vor asista la cele mai periculoase cascadori realizate cu mașinile care vor trece prin foc și care vor fi zdrobite apoi de alte mașini cu gabarit mare. Demonstrațiile sunt realizate de acrobați profesioniști, dar și de doi minori care fac parte din trupă și care au moștenit această pasiune din tată în fiu. Se vor face cascade prin treceri prin foc, numere acrobatice, se vor executa treceri pe două roți în mare viteză. Surpriza cea mare este săritura în aer peste alte 5 mașini și evoluția cu Bigfoot-ul gigant.